Un stimat membru ai Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor. Deci, un stimat oaspeți, prieteni, colegi, onorată asistență. Deci, propune pentru ședința Consiliului de astăzi, avem o singură întrebare, susținerea tezei de doctora doamnei Paconischia. Rog, membrii Consiliului Științific, care sunt pentru și care sunt împotrivă. Deci, care sunt pentru? Votăm. Da, votăm. Deschideți-o, vă rog, și pe domnul Rudic acolo. Domnul Rudic. Eu te-am da, trebuie să vede, dar cred că o să fie de acord. Ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu decizia Consiliului de Conducere al ANASEC, numărul 2 din 29 septembrie 2023, care a aprobat componența Consiliului Științific Specializat de 141.02-23-124 pentru susținerea publică a tezei în următoarea componență. Deci, subsemnatul lui Slozan Vasile, în calitate de președinte, deci doamna Sârvo Angela, secretar științific, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Gărgancea Diana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară Ninițescu, București, membru al Consiliului Științific Specializat, Macaie Fluor, doctor capabilitat în științe chimice, profesor profesor, membru corespondent al Academiei de Științe, Institutul de Chimie, Universității de Stat, membru al Consiliului Științific Specializat. Guțanu Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențial universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Consiliului Științific Specializat. Și domnul Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician al Academiei de Științe din Moldova, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Universității Tehnice. Da, membru al Consiliului Științific 2003. În calitate de referent oficial, au fost numit doamna Pavlina Boruș, doctor în științe chimice, conferențiar susținător, Institutul de Fizică Aplicată a Universității de Stat din Moldova, și domnul Crocean Eduard, doctor în științe chimice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Deci, ședința se desfășoară în format mixt, fix, fizic și online. Deci, online se află domnul academician Rudic Valeriu și de Dragancea Diana. Și avem prezent toți membrii Consiliului Științific Specializat, precum și pretendienta la titlul științific, Paconischia Anastasia. Deci, pentru ședința de alta Consiliului este preconizată susținerea tezei de doctor în științe chimice a doamnei Paconischia Anastasia la tema sinteza derivată și proprietățile biologice ale complexelor de cuplu 2 cu 2 tirazino-benzotiazol și 4 morfolino diosemicarbazoane la specialitatea 141.02 chimie coordinativă în conducător științific domnul academician Gule Aurelian, doctor capabilitat în științe chimice, profesor universitar, om emerit al Republicii Moldova. La ședință participă și alți specialiști în domeniu, prieteni și colegi ale doamnei Paconischia. Pentru prezentarea dosarului de atestare acoperitoare și îi se oferă cuvântul secretarul științific, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, doamna Angela Sârbu. Mult stimați domnule președinte, mult stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Pretendenta de astăzi, Paconischia Anastasia, s-a născut la 30 ianuarie 1986 în orașul Capul. Și am urmat studiile de licență și de masterat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, între anii 2004-2010. A fost înmatriculată la studii de doctorat în anii 2010-2013 la Departamentul Chimie, Secția Chimie Anorganică a Universității de Stat din Moldova. Dumnezeu ei, activând
A activat în calitate de cercetător științific stagiar în cadrul Laboratorului de Cercetări Științifice Chimia Anorganică între anii 2008-2013. Apoi a activat în calitate de cercetător științific în cadrul Laboratorului de Cercetări Științifice Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică între anii 2013-2020. Pe parcursul activității profesionale a publicat mai multe lucrări științifice, 22 la număr, dintre care 4 publicații de un singur autor, 4 articole în reviste recenzate, 16 rezumate ale comunicărilor științifice și 2 brevete de invenție. La fel, parcursul activității științifice a participat la diverse proiecte naționale și internaționale. Pretendenta de astăzi a depus dosarul la titlul de doctor în științe chimice, la specialitatea 14102, chimie coordinativă, și dosarul conține actele necesare pentru susținerea publică, în conformitate cu regulamentul de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC. Acest dosar include decizia de formare a Consiliului Științific Specializat de 141.02.23.124 pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor din 19 decembrie 2023, conține teza de doctor și rezumatul tezei redactate conform cerințelor ghidului de redactare a tezelor de doctor aprobate de ANACEC, hotărârea seminarului științific de profil din 5 septembrie 2023, la care se anexează copiile listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Și la fel conține informația privind efectuarea modificărilor la teză. În dosar se regăsește și lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific al Universității de Stat din Moldova, suplimentul publicațiile la tema tezei de doctorat. Regăsim în dosar avizul pozitiv al Departamentului Chimie, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, USM, privind valoarea științifică și aplicativă a tezei de doctor în chimie a doamnei Paholnițca Anastasia în baza ședinței Departamentului Chimie din 23 mai 2023. Proces verbal numărul 7. În dosar găsim avizul conducătorului științific la tema tezei de doctorat, academicianul doctor habilitat profesor universitar domnul Culea, la fel, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele tezei, incluse în dosar cu minim 30 de zile înainte de susținerea publică. Toate actele corespund cerințelor regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice. Da, mulțumim, doamna Angela Sărbun. Deci, vă rog, întrebări aveți la secretarul științific? Deci întrebări nu sunt la deci, trecem la realizarea ordinii de zi. Cuvântul se oferă doamnei Paholnițca Anastasia, care pe parcursul 20 de minute va expune conținutul tezei și rezultatele științifice obținute. Doamna Paholnițca Anastasia, aveți cuvântul. Ziua, astăzi prezentez sinteză de jos și proprietățile biologice ale complexelor de cupru cu 2 hidrazină benzatiazol și 4 marfurințiu și simcarbazonic, conducător științific Gulea Aurelian Grimcean, doctor proprietatea științei chimice, profesor universitar, om iubit al Republicii Moldova. Cupru este un microelement esențial care joacă un rol important în procese biologice. Concentrația de cupru trebuie să fie bine echilibrată, deoarece orice dezechilibru duce la anomalie. În special, excesul de cupru influențează la etiopatogeneză, sindromul Wilson, nivelul neurologic și neurodegenerativ al bolilor Alzheimer și Parkinson, infibroză pulmonară, cerebeza șarat și unele tipuri de cancer. În cazul bolilor Alzheimer se acumulează un nume ion de cupru, dar și zinc și fier. Pentru tratarea excesului acestor metale se utilizează chelator natural, chelator sintetic, chelator bifuncțional. Pentru
Prezintă interes la răgirea șirului medicament pentru terapie prin chelare. Scopul lucrării sinteză și cercetarea proprietăților chimici, fizico-chimici și biologice ale unor compuși coordinativi și molecule organice de clasă zomitinilă de derivate de hidrogen, benzetezol și 4 morfolinții și microbizonii și conținători de unor de azot, sul și oxigen, care pot interacționa cu ADN și posede activitatea microproliferativă, antioxidativă și antimicrobiană și investigarea potențialul utilizării a substanțelor organice sintetizate pentru captarea selectivă a ionilor de cupru în condiții similare cu cele din organismele vii. Obiectivele cercetării, elaborarea metodelor de sinteză a zomitinilor în bază 2 hidrazină de azotiazol și 4 morfolinții și microbazonilor și compușilor coordinativ cu acești ligand, studierea compoziției și a structurilor lor, utilizarea metodelor fizice contemporane, studiere, activităților antiproliferative, antioxidative și antimicrobiene, studiere procesul de complexare a serilor unor metale 3D în soluție, apasă cu substanțe organice sintetizate și alte substanțe organice cu solubilitate mărită în apă, stabilirea licităților de complexare a de natură ligandului și lucidare selectivități față de ion de cupru. Pentru atingerea scopului sintetizate hidrazonele în bază 2 hidrazină benzatiazol, schema de sinteză este prezentată pe acest slide, structura a fost confirmată cu ajutorul spectroscopiei RMN și analize cu raze X. La referențializarea hidrazonelor 2 hidrazină benzatiazol cu piridina bihidă și acetilpiridina au fost obținute în modul stare, analize cu raze X au arătat ca o structură planară, iar hidrazonul în bază acetilpiridinii conține două molecule de apă de cristalizare în structura sa. Știind faptul că hidrazonele manifestă activitatea antiproliferativă, hidrazonele sintetizate au fost testate pentru activitatea antiproliferativă în scopul selectivității celor mai active substanțe pentru ulterioare cercetări. Pe acest slide este prezentată datele activității antiproliferative a hidrazonelor față de celule HL60 ale leucemiei mieloide umane. După cum se vede din tabel, hidrazonele în bază benzaldehidii substituite nu manifestă activitatea antiproliferativă, iar cea mai mare activitate antiproliferativă manifestă hidrazonele în bază 2 formilpiridinii substituite. De asemenea, hidrazonele au fost testate împotriva celulelor cancerului adenocarcinomii BXPC3, RAD2-sarcomii, RD, cancerul cervical HEL și celulelor sănătoase MDCK. După cum se vede din tabel, hidrazonele au activitate antiproliferativă redusă, dar prezintă interes hidrazona în bază 4-metoxibenzaldehidii, deoarece indexul de selectivitate la toate trei tipuri de cancer are mai mare decât 3, ceea ce face promițătoare pentru utilizare în practică medicinală. Cu hidrazonele care au arătat activitatea antiproliferativă cea mai bună au fost sintetizate compuși coordinativ. Schema de sinteză este prezentată pe acest slide. Structura a fost confirmată cu ajutorul analizei elementale, magnetochimie, spectroscopie IR și analizei cu raze X. La recristalizare compusului coordinativ nitrată 2-2-1, piridin, 2-tiridin, hidrazin, 1-3, benzatiazol, prof. Obținute monocristale și analiza cu raze X au arătat. În structura sa sunt două forme cristaline. Poliedrii coordinativi ambelor forme cristaline este o bipiramidă tetragonală distorsionată în baza căruia sunt atomii de azot piridinic, azomitinic și benzatiazolic. A patra și a cincea poziție în prima formă cristalină sunt ocupate de atom de oxigen al nitrat ionului. A șasta poziție este ocupată de atom de oxigen al moleculei de apă. A doua formă cristalină este un polimer, unde în funcție de puncte sunt atomii de oxigen a nitrat ionului. A șasta poziție este ocupată de atom de oxigen al moleculei de apă. La recristalizare, compusul coordinativ cloro 2-2 fenil piridin 2 etiliden hidrazină 1-3 benzatiazol cu prof. obținute monocristale și analiză cu raze X au arătat. Și acest compus coordinativ conține două forme cristaline. Prima formă cristalină este monomerică, unde atomul central coordinează cu ligand trident afren atomii de azot piridinic, azomitinic și benzatiazolic. A patra poziție este ocupată de atom ion de clor. Un atom de clor este în sfera externă al ligand, al compusului coordinativ. A doua formă cristalină prezintă un compus binuclear, unde poliedru coordinativ a cărui atom central este o bipiramidă tetragonală distorsionată, baza cărui este azot piridinic, azomitinic și benzatiazolic, atomii de clor sunt în funcție de puncte. Mai departe, compușii coordinativi au fost testați la activitatea antiproliferativă față de celulelor cancerase HL60 și leucemiei mieloide umane.
după cum se vede din tabel, compus și coordinativ în baza a citit manifestă activitatea antiproliferativă foarte mare, mai mare decât de doxorubicină care se utilizează în medicină, la toate trei concentrații, iar compus și coordinativ în baza dohidrazina benzotiazolul piridin aldehid manifestă activitatea antiproliferativă în loc concentrații mari. De asemenea, au fost testate compuși coordinativ față de celulări canceroase de prostata LNK, cancerul de mamar MCF7 și cancerul edificat HEPG2. După cum se vede din tabel, compuși coordinativ inhibă celulele de cancer LNK în diapazonul de la 15 până la 90% și de la 44 până la 100% celulele de cancer mamar. Compusul coordinativ alcoprop cu hidrazina benzotiazol acetilpiridini a fost testat față de celulele canceroase adenocarcinom BXPC3, rabdiosarcoma de cancerul cervical HeLa și celulele sarcomatoase MDCK. După cum se vede din tabelă, toate trei tipuri de cancer, compusul complex a arătat activitatea antiproliferativă foarte mare, mai mare decât doxorubicină și are indexul de selectivitate mai mare decât 3, ceea ce face promițător pentru utilizare în practică medicinală. Hidrazonele sintetizate și compuși coordinativ au fost testate la activitatea antimicrobiană. După cum se vede din tabel, compuși coordinativ și unii din hidrazonele manifestă activitatea antimicrobiană față de microorganisme gram-pozitive, față de Staphylococcus aureus, care activitatea este mai mare decât afurocilinii care se utilizează acum în medicină. Mai departe, pentru atingerea scopului a fost sintetizată 4 morfolin tiosimicarbazida. Schema de sinteză este prezentată pe acest slide. Structura a fost confirmată cu ajutorul spectroscopiei RMN. După asta au fost sintetizate 4 morfolin tiosimicarbazolin. Schema de sinteză este prezentată pe acest slide. Structura a fost confirmată cu ajutorul spectroscopiei RMN. A fost sintetizat compuși coordinativ, schema de sinteză este prezentată pe acest slide, structura lor a fost confirmată cu ajutorul analizei limitale, analizei magnetochimiei, spectroscopiei IR, analizei cu razii X. La recristalizare, compusul coordinativ nitratul de cupru cu 4 morfolin, tiosimicarbazonul piridin aldehid, a fost obținut în monocristale, unde analiza cu razii X a arătat că atomul cetran coordinează cu ligand tridentat prin atomii de azot piridinic, azometinic și sulf, formând două metalociclu din 5-6 atomi. A patra și a cincea poziție este ocupată de atom de oxigen al nitrat ionului. La recristalizare compusul coordinativ al nitrat cupru cu 4 morfolin tiosimicarbazona 2 hidroxid 3 metoxibenzaldehide a fost obținut în monocristale și analiză cu razii X a arătat că este un compus binuclear unde poliedru coordinativ al fiecărui atom central este o piramidă tetragonală, baza căruia este atom de oxigen fenolic, azot azometinic și sulf. A patra poziție este ocupată de atom de oxigen al moleculei de apă, în vârful piramidii este atom de oxigen a etanolului. În acest compus, sulf este în funcție de puncte. La recristalizare, compusul coordinativ al nitratului de cupru cu 4 morfolin tiosimicarbazona benzoil piridini a fost obținut în monocristale și a fost cu ajutor analizei cu razii X a fost depistat. Este un compus binuclear, unde poliedru coordinativ ai fiecărui atom central este o piramidă tetragonală, în baza căruia este atom de azot piridinic, azometinic și sulf. A cincea poziție este ocupată de atom de oxigen, a nitrat ionului. Atomii de sulf în acest compus sunt în funcție de puncte. Cum și complex sintetizația a fost testat față de celulele canceroase leucemie canceroase HL60, leucemie mieloidii umane. Și după cum se vede din tabel,
Compusul coordinativ al nitratului de cupru cu patru morfologice semicarbozonă fizină dihidie manifestă activitatea antiproliferativă mai mare decât doxorubicină, ceea ce face promițătoare pentru utilizare în medicină. Pentru a identifica mecanismul de interacțiune a substanțelor, a fost cercetat influența substanțelor față de ADN-ul genomic izolat din celulele canceroase HL60. Ca urmare, electroforetică a ADN-ului prin electroforeză orizontală în gel cu agarosă 0,8% a fost depistat că slab, intensitatea slabă a luminității ceea ce vorbește de fragmentarea ADN-ului după 24 de ore de testare cu substanță de concentrație 5 micromol. Aceasta vorbește de interacțiunea substanțelor condine care duce la fragmentarea acestor și declanșează apoptoză. Compușii coordinativi au fost sintetizați la activitatea antioxidantă și după cum se vede din tabel, compusul coordinativ al cobaltului cu patru morfologice semicarbozonă benzaldehidă manifestă activitate antioxidantă prin metoda ABTS de 150 de ori mai mare decât troloxul care se utilizează ca etalon pentru activitatea antioxidantă. Prezintă interes lărgirea șirului medicamentelor pentru terapie prin chelare, de asta a fost efectuat studiu în soluție a compușilor coordinativ și calcularea constanței de stabilitate pentru a depista substanțele care poate fi promițătoare pentru terapie prin chelare. Pentru aceasta au fost scoase spectrele electronice de absorbție la diferite pH a compusului coordinativ al cuprului cu dohidrazină, benzodiazol, piridină, aldehid, și după cum se vede din grafic, cea mai mare cantitate se formează la pH 6. Studiile următoarele o să fie efectuate la acest pH. Au fost scoase spectrele electronice de absorbție al metalului și compusului coordinativ. Maximum de absorbție este la 460 de nanometri. Prin metoda concentrațiilor izomolare a fost depistată că compusul coordinativ în soluție formează în raport 1 la 1, ceea ce confirmează graficul. Prin metoda Bene și Hildebrand a fost calculată constanta de stabilitate. Pe aceste tabele sunt prezentate constantele calculate asemănător cum am descris mai sus, prin metoda care a fost descrisă mai sus, pentru compuși coordinativ al cuprului, cobaltului, nichelului și zinc. Pentru liganzii dohidrazină, benzatiazolului, cu piridină, aldehidă și acetilpiridină. După cum se vede din tabel, cea mai mare constanta de stabilitate este a cuprului este cu dohidrazină benzatiazolului cu acetilpiridină. Mai departe au fost sintetizate compuși hidrazonile mai solubile în apă pentru a compara cu constantele de stabilitate care au fost calculate pentru hidrazonile în bază dohidrazină benzatiazolului. Structura lor a fost confirmată cu ajutorul spectroscopiei Remine. Au fost calculate constantele de stabilitate. În acest tabel sunt prezentate constantele de stabilitate calculate și după cum se vede din tabel, cea mai mare constantă de stabilitate au hidrazonile în baza 2 hidrazină benzatiazolul cu acetilpiridină și hidrazona bisului cu aldehidă salicilică. Dar substanța care m-a ratat cea mai mare abilitate pentru a fi propusă pentru terapie prin chelare a cuprului este
gigantul care a fost obținut în baza BIS-ului cu aldehidă salicilică. Deoarece constanta de stabilitate a cuprului este mai mare față de altele metalele, cum este cobalt, nichel și fier. Concluzia a fost citite pe parcursul prezentării, a fost expuse pe parcursul prezentării, rog să nu dau citire. Au fost publicate 4 articole în baza lucrării și 14 rezumate la diferite conferințe. Sunt 2 repete de invenție, 3 medalii la diferite saloane. Vreau să mulțumesc pentru efectuarea tezei Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, Departamentul de Chimie, Laborator Materiale Avansat și Biofarmaceutică. Să mulțumesc domnul Barba Alec pentru spectroscopie RMN, domnul Petrenco Ciumăcov și Paulini Băuroș pentru analiză cu razii X, doamne doctor Gărbuz Olga pentru cercetări proprietăților antiproliferative și proprietăți antioxidative, doamne Balan, doamne Burduniu, domnul Lozan pentru cercetări antimicrobiene și domnul doctor Poier pentru cercetări care au fost efectuate la activitatea antiproliferativă în Canada. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim și noi la asistență. Da. Deci, raportul a luat sfârșit. Cine are întrebări către doamna Paculinistea Anastasie? Institutul de Fizică se află la Universitatea din Moldova. De mult nu mai este la pe care... Da. Asta e mai sunt mai eu doar noastră. Ai zis întrebări. Nu-i grătura. Poftim. Da, poftim. Cine are întrebări? Da, poftim domnul profesor. Da. Mai e... Da, mai e așa. Eu am înțeles că toți compușii sunt solubili în apă. Da. Și toți compușii în apă, în soluție, singur tip de compuși. Singur tip. Adică, ligand, unul la unul. Nu. Avem, iacă, dacă vă uitați, în tabel care este pentru compușii complexi făcuți cu dohidrazină benzoteazolă cu piridină aldehidă, sunt în raport și 1 la 2. El se depistează pe parcursul studiului. Pentru asta și se face studiu serie izomolară pentru a depista care este componența 1 la 1, ori 1 la 2, ori 2 la 3, depinde deja cum. Ce arată experimentul? Deci rezultă că unde e 1 la 2, în soluție este un echilibru din mai multe tipuri de complex. 1 la 1, 1 la 2, un echilibru. Metal, da. Da. Raportul trebuie între metal, metal legat. Da. Deci este un echilibru. Da. Foarte important. Bine. Ajunge? Părinte. Poftim încă întrebări. Puneți găsit o corelație dintre constanta de stabilitate și activitatea biologică. Dacă ne uităm la compusul, la constanta de stabilitate a compusului coordinativ al cuprului în bază dohidrazinabenzoteazolul cu acetilpiridină, constanta ei este destul de mare, cum și activitatea antiproliferativă. Înseamnă că putem să găsim o parte din corelație între constantele de stabilitate și activitatea antiproliferativă, știind că interacționează și cu ADN-ul. Știind că substanțele astea interacționează cu ADN-ul, după cum au arătat mecanismul de, de inhibiție care noi am efectuat. Eu mai am o întrebare, dar să o lăsați de serviciu. Mai dau o Da, poți fi mai are întrebare. Câteva ori dumneavoastră a menționat că structura căpușilor a fost confirmat cu metodă.
rezonanță magnetică nucleară. De altă analiză metodică. Pentru organic a fost făcut numai spectroscopie. A fost făcută remenea, analiză la elementală la, pentru metal, analiză spectroscopie IR și analiză curoase X. Remenea poate să determine structura? Я не determină структура, я confirmă grupurile funcționale. Pentru organic, da? Pentru organic. Altă întrebare. Sinteză cu utilizare tiofosgenul. Este reacția specifică? Da, foarte simplu la hârtie, dar asta, da. A fost luată morfolină în prezență de trietilamină și tiofosgen și a fost făcută la în condiții, temperatura a fost redusă, nu a fost făcută la temperatură cameră, a fost făcută la temperatură mai joasă decât temperatura cameră. Care e solventul? Orfer. Etanol. Nu. Trietilamină lucrează ca acceptor. Da. Da? Dar solvent? Etanol? Nu. Ok, trecem. Așa, dacă ultima, interacțiune tioflor, așa, cu hidrazină, obținută numai hidrazină, da, or dimerul. Spectroscopie Remeneu a arătat că e numai, numai așa, că nu e dimer. Încă întrebări? Mai sunt întrebări? Mai am eu o serie de întrebări. Spuneți-vă rog, ați obținut compuși binuclear. Acolo. Ați încercat să faceți magnetismul așa cum trebuie și ăștia? Deci, interacțiunea magnetică între... Da, uitați-vă. Da, așa e. Momentul magnetic l-ați măsurat sau nu? La ei s-a compus, nu. Am înțeles. Deci, în astea lucrări mai scris acolo, că deci, când ați făcut structura așa, deci între inelul, benzenul de sus și benzenul de jos, așa, între două ineli, este o interacțiune. Corect? Ți-ați spus. Este o interacțiune oarecare. Distanța aceea este egal cu 3 întreg și 12 distanțe. Deci întrebarea mea este aceea. N-ați încercat să calculați câmpul Hirschfeld? Deci cât de puternic interacționează? Nu este, da. Ce mă interesează în cum lucru? Deci surful coordonează la cuplu. Deci surful este atom donator sau donator de atom? De ce să stau o frază în lucrare care îmi pare că e prea reușită? Ați scris că donator de atom. Deci nu poate fi donator. Da, vă rog, am întrebări mai sunt. Deci, ar fi fost foarte bine dacă ați fi prezentat aici datele care ați făcut în soluții. Este un lucru minunat că ați făcut constantele de ați făcut la tot. Dar ar fi fost să prezentați datele de la complexe care se obțin 1 la 2. Deci același copac, același nichel și același fier. Fierul în principiu nu l-ați prezentat deloc. Ei au fost făcuți, constantele au fost calculate.
Da. Deci, pentru ceilalți legați nu merge. Trebuie să fie condițiile pentru cercetare în soluție, că trebuie să fie substanța omogenă. Da. Dar cu fierul, în unele cazuri, la pH-ul 6, se face heterogen și nu e posibil de calculat. Ori spectrul electronic ligandului și compusului complex este acești și nu putem calcula mai departe să facem serie izomorfă pentru că se depun unul față de altul și este problemă care nu dă posibilitatea mai departe de calculat aceste constante. Da, înțeles. Acolo vieți mediul față, deci vorbim de hidroxid. Deci nu prea merge reacția. Vă rog încă întrebări membrii Consiliului Științific? Asta e, spune, vă rog. Fosgenul este o armă chimică. Toată trăitoare, toxic. Cum a sucrat? Ce avem? Undeva doi timp considerați că i-au rămas vie. Da, da. Vie sănătoasă de normal. Dar unde se avem ce se păstrează baloane ceva, da? Reșind din datele acestea, ați putea prognoza proprietățile astfel de complex, dar cu alte metale. Să le prognozați. Referitor la față de ce? Ca să fie... La activ biologic. La activ biologic. Dacă ne uităm... Vedeți, au fost cercetate compuși coordinativi al cuprului, nichel, zincul și coboltul cu același ligand și activitatea antiproliferativă este numai la compusul coordinativ al cuprului, care este un pic mai mic decât doxorubicina. Restul manifestă activitatea antiproliferativă foarte slabă. De aceea, și din literatură este cunoscut faptul că compușul coordinativ al cuprului manifestă mai mare activitatea antiproliferativă decât cu alți metali. Deci, cadmiu, dacă ar fi în loc de cupru, ce ar fi? Dacă ar fi în loc de cupru, cupru e cadmiu 2. Ar o cadmiu plus 2. Sau 2 plus. N-ați înțeles. Dacă o să schimbați metalul, nu s-o luat cupru, zinc, cobalt, dar s-a luat, dumnealui propune cadmiu. Ce ar fi? Ce ar fi? Mai mic. Mai mic, ori poate să fie și chiar toxic. Ori să nu arate activitatea antiproliferă. Deci nu să fie activitate, ci nu fie cadmiu, e o sinocin. Asta e. Deci, încă întrebări, vă rog. Da, puțin. Aveți valoarea coeficientului molar de absorbție calculată pentru diversi compuși. Spuneți-mi, vă rog, este rentabil, de exemplu, de studiat complexe care au o valoare mică, de ordinul 2000-3000 față de, evident, cei cupru sau copa? Da, pentru compararea cu altele compuși complexe care sunt în comparație. Pentru comparație. Mai sunt întrebări? Vă rog, membrii Consiliului. Deci întrebări nu mai sunt. Mulțumim de răspunsuri. Deci, în continuare, cuvântul este oferă secretarul științific al Consiliului, doamne Sârbu Angela, pentru a aduce la cunoștință obiectele și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă al ANACEC-ului, prin avizele altor centre științifice asupra tezei și rezultatelor tezei doamnei Pahornițkaia Anastasia. Așezați-vă, Anastasia. Mulțumesc. Da.
Da, poftim, doamna Angela. Onorată asistență, teza doamnei Paholnițca Anastasia a fost examinată în ședința seminarului științific de profil și în urma discuțiilor realizate în cadrul acestei ședințe, din 5 septembrie 2023, s-a decis. A apreciat teza de doctor, sinteza dirijată și proprietățile biologice ale complexelor de cupru 2 cu hidrazinul benzotiazol și 4 morfolinoteosim carbazone, realizată de Paholnițca Anastasia la specialitatea 14102 chimie coordinativă, ca bună, fiind apreciată cu 64 de puncte și se recomandă spre susținere în Consiliul Științific Specializat în cadrul Universității de Stat din Moldova, cu luare în considerare a sugestiilor și propunerilor înaintate care prevăd și redactarea tezei. Pretendenta de astăzi la titlul de doctor în științe chimice a răspuns la nota informativă care vine cu recomandările și obiecțiile din partea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Dumnezeu a făcut corecțiile referitor recomandărilor și obiecțiilor și această notă informativă sau răspuns la nota informativă a fost semnat de către președintele Consiliului Științific Specializat și conducătorul științific și secretarul științific al Consiliului Științific Specializat. În cadrul Consiliului Științific Specializat au venit mai multe avize la rezumatul tezei de doctor din partea mai multor cercetători științifici. Primul aviz vine din partea domnului Artur Sargun, chimist în cadrul secției de cercetare și dezvoltare a Departamentului de Producție, Bachem Americas. Dumnealui menționează, principiile de bază ale tezei de doctorat sunt prezentate în 23 lucrări științifice, dintre care 4 articole în reviste științifice naționale și internaționale, 19 teze în culegeri științifice, 2 brevete de invenție și 5 lucrări fără coautori. Rezultatele muncii de mai mulți ani ale autoarei tezei sunt înalt și pozitiv apreciate de mediul academic, național și internațional, iar valoarea științifică și practica experiențelor efectuate confirmă atingerea scopului și obiectivelor propuse în lucrarea examinată. În concluzie, consider că teza doamnei Paholnițca Anastasia este finalizată și completă, corespunde pe deplin cerințelor ANACEP, iar autoarea merită conferirea gradului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 14102, chimie coordinativă. Următorul aviz este prezentat de către domnul doctor în științe chimice Vasile Graur, cercetător științific superior, lector universitar, și dumnealui ajunge la concluzia că conținutul tezei, sinteza dirijată și proprietățile biologice ale complexelor de cupru 2 cu 2 hidrazinobenzotiazol și 4 morfolinoteosim carbazoane a doamnei Anastasia Paholnițcaia corespunde cerințelor ANACEP pentru teza de doctor, iar lista publicațiilor denotă că dumneaei este un specialist calificat și merită titlul de doctor în științe chimice, specialitatea 14102, chimie coordinativă. La fel, un aviz pozitiv este prezentat de către domnul doctor Roman Rusnac. Dumnealui ajunge la concluzia și menționează strategia experimentală folosită, volumul de date experimentale care susțin concluziile cât și interpretările, punctează profilul de cercetător științific bine înzestrat, bine format, înzestrat cu profunzire științifică, maturitate în gândire, cu putere de analiză și sinteză. Având în vedere importanța tematicii abordate, contribuțiile originale, modul de interpretare și prezentarea rezultatelor experimentale, consider că teza de doctorat trezește interes, este ușor de citit, corespunde cerințelor ANACEC de tehnoredactare, structură și calitate pentru susținerea publică în vederea acordării titlului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 14102, chimie coordinativ.
Următorul aviz este prezentat, la fel este pozitiv, din partea doamnei dr. Olga Garbuz, cercetător științific coordonator la Institutul de Zoologie, Laboratorul Sistemică și Filogenie Moleculară. Dumneaei menționează, teza reprezintă o contribuție valoroasă în câmpul chimiei și farmacologiei cu o aplicabilitate diferită în dezvoltarea de noi terapii împotriva cancerului și a infecțiilor. Originalitatea, profunzimea analizei și aplicabilitatea rezultatelor subliniază importanța și relevanța studiului pentru comunitatea științifică și medicală. Concluziile și recomandările practice sunt argumentate și bine formulate, ce reiese din rezultatele obținute. Lucrările publicate și autoreferatul pe deplin oglindesc conținutul tezei. Teza prezintă o investigație finisată, executată la un nivel științific contemporan. Dumneaei, de asemenea, menționează că teza doamnei Pacolnițcai corespunde pe deplin standardelor ANACEC și este propusă pentru titlul de doctor în științe chimice. Și ultimul aviz la rezumatul tezei vine din partea doamnei doctor Tatiana Isaac Butu, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, USM. Dumneaei menționează, teza prezintă un volum eficient al cercetărilor care necesită să fie bine argumentate, comparate și sistematizate cu utilizarea termenilor corespunzători tematicii studia. În concluzie, poate fi menționat că teza de doctor în științe chimice, elaborată de doamna Pacolnițcai Anastasia, reprezintă un studiu științific amplu și complex, aducând informații valoroase privind sinteza dirijată a liganzelor și a complexelor cu proprietățile biologice potențiale. Aceasta a dat dovadă de faptul că doamna Pacolnițcai Anastasia este competentă în domeniul cercetărilor ce țin de metode de sinteză a combinațiilor coordinative a metalelor 3D cu 2 hidrazinobenzoteazol și 4 morfolin tiosemicarbazone, cercetarea proprietăților fizico-chimice, studiu al activității biologice a substanțelor, proprietăților antiproliferative și antioxidative. Și dumneavoastră menționează că teza examinată îndeplinește condițiile necesare și corespunde cerințelor în vigoare, iar autoarea merită pe deplin conferirea titlului de doctor în științe chimice la specialitatea 141.02 chimie coordonativă. Da, vă mulțumim, doamnă secretar științific, Angela Silvu. Deci, deoarece în avizele care sunt, nu sunt obiecții și nu sunt întrebări, deci în continuare, cuvântul se oferă conducătorului științific, doctorul de habilitate în științe chimice, profesor universitar, academician, om emerit al Republicii Moldova, Gulea Oriuleanu. Pentru a caracteriza calitățile personale și profesionale ale doctorantei, modul de conlucrare cu aceasta în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Poftim, domnul academician. Mulțumesc, domnul președinte. Bun, stimați membri ai comisiei de doctorat, stimați invitați în calitate de referență. Eu cred că noi astăzi am ascultat o comentare dedicată chimiei coordinative, dar înainte de a da o analiză, deci aș vrea să vă povestesc despre doamna care numai și a terminat să vă povestească despre ce a făcut ea. Ea este absolventă la Universitatea de Moldova, specialitatea chimie fizică, dar a îndrăznit să facă chimie coordonativă. 1. 2. Deci ea este absolventă a școlii ruse, care a făcut raportul în limba română. Asta este de acum, o să pot că sunt două lucruri pe care ea a încercat să le treacă prin ea, deci de la chimie fizică la chimie coordinativă și, nu mai puțin importantă, deci de la expunerea în limba rusă la expunerea în limba română. Deci vedem de fapt că ea a însușit limba, dar că a fost foarte greu,
să scrie teza, în primul rând, în limba română. Mulți dintre cei care au făcut cunoștință cu această lucrare, cred că tot au observat anumite, deci, lacune, dar, deci, trebuie să-i dăm pezare și să o încurajăm, pentru că ea a făcut acest efort și a susținut și a scris și a susținut teza în limba română. Primul. Doi. Este o ființă foarte, foarte, deci, emotivă și foarte, deci, disciplinată. Deci ea a reușit în scurt timp să treacă peste cei se numește pragul acesta de competență, pentru că nu este ușor când faci chimia fizică și să începi să faci de la zero, deci chimia cooperativă. Deci, dar ea a fost foarte existentă, pus la asta ca domnul Macaia. Știi că ea a făcut și chimie organică, nu numai el. Dar totuși, ea a reușit să facă și studii în soluții, adică o parte din ceea ce a făcut la chimia fizică. Cred că pentru chimia coordinativă asta este important. Pentru a face corelații între ce se întâmplă în corp solid, ce avem la dizolvarea complexului soluții sau la formarea complexului soluții. Diapazonul de cercetări este foarte diferit. Deci, partea biologică este, de fapt, foarte importantă aici și ea a reușit să facă cercetări în aceste trei domenii. Să încercat să coreleze, a încercat să facă și mecanisme. Eu cred că doamna Patoniscă s-a format ca specialist. Cred că a trecut cam mult timp de când a terminat doctorantura și până acum. Și unii lucruri, dacă ați observat, le-au uitat. Pur și simplu le-au uitat. Deci a făcut. Ea a făcut cu mâinile ei sintezele, le-a făcut tot. Dar, deci, având acest decalaj, vreau să mai menționez că între timp, dacă e vorba să o caracterizez pe doamna Bahonitsky, ea a devenit și mamă, deci are un copil care deci, în creșterea cu mai mare. Și poate mai mult, adică eu aș vrea să spun că ea s-a format ca specialist și merită din plin să fie conferit grad sau titlul științific de doctor în științe. Da, vă mulțumim foarte mult, domnule academician. Deci întrebări cred că nu mai sunt la domnul academician. Deci în continuare aș vrea să aflăm și opiniile referenților oficiali. Deci ea, cred că o să fie în primul rând cuvânt doamnei, Paulina Roș, deci doctor în științe chimice, conferențiar al Universității, Institutul de Fizică Aplicată al Universității de Stat din Moldova. Nu știu, așa mă văd? M-am vedea, da. Nu știu, mă văd. Cel mai principal că sunt mă văd. Da, noi, într-adevăr, asistăm la o teză că, într-adevăr, frumoasă e cu rezultate. Ceea ce se face atâta compuși organici, se face acest condensări. Știu că chimie organică, chiar când eram la facultate, pentru că era cea mai complicată, mai ales, mai departe, se utilizeze la formarea compușului, este destul de important. Are puncte foarte, foarte puternice, într-adevăr, cum am a făcut aceste chestii singură, personală, a făcut, a analizat multe aspecte. Se vede, într-adevăr, pauza asta o leasă între emisarea cercetărilor și scrierea chestii, dar cred că, mă rog, un punct foarte clar ca chestii este, eu pot să zic, pe faptul că a făcut atâtea investigații în soluții. În ultima vreme, noi, într-adevăr, așteptăm foarte multe chestii unde se face materialelor în fază cristalină. Dar când merge vorba de proprietăți, atunci pe noi ne interesează într-adevăr de ce avem mai acolo în făcut. Și asta este un caracterul foarte. Dacă ar fi fost mai bine folosite și tehnicile remine, care sunt în anexe multe, mult foarte multe, dar nu sunt chiar bine explicate, antrenate în soluție, ar fi fost mai în text, dar cred că faptul că ele sunt acolo și sunt date menționate în capitolul de la Sintetică Sintezii, tot este studiu. Așa cum eu sunt primul referent, da, recenzient, trebuie să fie o leagă poate mai dur, sper că domnul Porceanu, bărbat și e mai blând. Dar doamna Bur,
doar în română. Și asta e tot pentru dânsa așa un act de ironism undeva. Și lucrul ăsta, într-adevăr, undeva se simte. Toate câteodată stai și când e interesant cum ar fi zis ea în rusă. Ar fi zis corect sau tot așa de frumos cum e scris în română. Sunt unele, adică sunt și multe întrebări. În introducere, autorul face o analiză privind la situația actuală în ultimul deceniu în domeniul respectiv, la subiectele abordate în piesă, evidențiază importanța cuprului ca element în organismul uman și daună cantității lucesive. Am aflat lucruri interesante. Tot aici se formulează scopul și obiectivele tezei, ipoteza de cercetare, sinteza metodologiei de cercetare și justificarea metodelor de cercetare selectată. O atenție e dată diseminării rezultatelor și aici clar că iarăși e un punct foarte care, adică publicații foarte multe din singur autor și are articole și are foarte multe prezentări, doar conferințe și la saloane de invenții, ca cele prevede cum se tează teza. Primul capitol cu titlul Sinteza și caracteristicile compușilor alternative, eu nu pot spune așa de bine și de frumos, poate nu spune că te spunea Anastasia astăzi, așa de repede. La mine mi-a căzut singur când am gură, când zic atât de cuvinte Sinteza și caracteristicile compușilor alternative. Poftim? Mă face în ghițit. Da. Dar asta e bine, da, comparativ acum cu doamna Păuroșcă, a zis mai bine. Sinteză și caracteristici și compuși alternative metalelor fibre cu produs ai condensării în baza 2 hidraținul benzotiazolului, tiosinii carbazonelor, 4 aminotiazolului, lutinii și aminocolului. Adică se vede de aici, din denumire, că avem liganți mai mulți. Și, în adevăr, eriul este foarte variat, foarte... Dar postul este când, adică, temperatura este din ultimii 20-30 ani, este destul de recentă. Asta e un plus. Acest lucru și i-a permis că faptul că a studiat așa de bine literatura cu aceste metale de tranziție și cu atâția liganți, i-a permis să găsească și așa niște obținere a liganților personale pe care i-a obținut ea. Aici se pot menționa că analiza efectuată destul de undeva neglijent. Chiar începând de la faptul că referințele sunt date, zicem că de la început 10-12, 153-157. Este cum că... Dar dacă, eu zic că dacă asta a trecut, a primit toată informativă și așa obiecție n-a fost, înseamnă că cred că merge, asta se încadrează cerințele al acestui. Tot aici se întâlnesc mai multe așa, erori undeva sau fraze necorecte care le folosește mai departe. Undeva pot fi explicate prin faptul că poate, într-adevăr, ea e limba română, tot nu e limba maternă. Dar așa frate, cred că pentru un chimist nu ar fi binevenit, cum coordinează oxigenul din apă. Din care apă, din pahar, din pac sau din molecula de apă coordinată cumva acolo. Sau cum pur și coordinativ coordinează atomul central. Atomul central poate să coordineze ligandul, da? Și dacă o întrebe cum a precis pe Anastasie, precis că ea știe că coordinează la atomul central ligandul, dar nu compusul. Octaedrul alungit, asta cred că o leacă mai complicat pentru ea, dar cu asta nu se poate spus că octaedrul alungit, asta e cred că o leacă undeva pentru celălalt, care stau pe aici tineri, da, care poate să zic că așa octaedrul alungit, asta e văzut pe piramidă tetragonală, da? Octaedrul nu poate să fie nici de cum alungit. Doi atomi de perfluorat, așa ne putem să zicem când vorbim între noi, da? Atomii de perfluorat, noi pe punctul noastră nu poate. Ești mai multe de aceste, care, într-adevăr, tot explică undeva, toate că eu zic că dacă ar fi scris în rusă, interesant cum s-ar fi tradus doi atomi de perfluorat. În capitolul 2, titlul metodei de sinteză, analiză și cercetare, e tot, mi-a plăcut foarte mult. Sinteză, într-adevăr, e detaliată cu analiza alimentară, cu alimentală, dacă așa mai corect așa, cu datele din spirele remenie și așa mai departe. Din acolo o leacă este o cașă iar, ca să spun așa iar, aici, în capitolul ăsta o leacă. Referințele o leacă sunt încurcate la tine, mi-a tras atenție doar referințele care merg, care sunt legate de studiul cu razii X. Când am văzut că la studiul cu razii X e referință care vorbește despre modul de distrare, zic, da, clar, eu o leacă s-au încurcat referințele. Începe capitolul 3. În capitolul acesta,
care este consacrat de scriere rezultatelor obținute și el conține 300 capitole. Îmi pare rău că, într-adevăr, rezultatele sunt foarte frumoase și sunt foarte necorect explicate cele ce țin de cristalochimie. Dar, mă rog, eu tot am fost ca și cum de curea de asta și s-a zis multe, tot am făcut la chimie analistă și cum am trecut la cristalochimie. Poate sperăm că pe parcurs, dacă Anastasia o să facă chimie și în domeniul care o să-l folosească, o să-i aducă, o să aibă cunoștințe mai profunde în privința asta, da? De fapt că, într-adevăr, se discută foarte bine mult structurile și acolo, iarăși, structurile sunt foarte frumoase și arată compuș, formarea compușului monomierului, trimierici, polimieri, are chiar și un polimier alternativ, are. Tot e foarte bine, dar fapt e evoluat în curcătură, chiar cu așa frază care spune că se formează orbi pe piramidă tetragonală, orbi, rezultatul calculului muncărilor din corectul de coordonare se formează ori o piramidă tetragonală, ori o piramidă trigonală. Adică ar fi corect piramidă tetragonală și piramidă trigonală. Că numărul de coordonare trebuie să rămână și același 5, da? Dar niște cum poate fi ori 5, ori 6. Tare mi-a plăcut, într-adevăr, studiul proprietăților medico-biologice. Am zis că aici am spus chiar de la început. E foarte bine venit capitolul 3, care, unde se fac studiile în soluție și ar fi fost și o corelație frumoasă, adică această corelație s-a văzut undeva în răspunsul ei care le-a dat la întrebări, că între compoziția din soluție și unele proprietăți. Mi-a părut rău că, într-adevăr, nu sunt, sunt foarte multe anexe și nu sunt tare bine antrenate în aplicațiile rezultatelor. Ne mai vorbim de faptul că aia nu existește o pagină, banul este acolo, sunt niște chestii de astea așa mecanice, dar sper că PDF-ul care el a trimis la o să fie pe site, o să fie pagina corectă, tot cum trebuie și o să fie tot bine. Concursul general din teză, număr de 7, reflectă rezultatele noi obținute de către autor. Aici sunt concluzia 2, necorect sunt menționați liganții antrenați. Iar liganții are, ea spune că concursul coordinativ 7 și 8, dar are și cu ligandul 9, da? În formulele tăi, asta este, da? Tot aici, cred că mai frumos, să zicem că în concluziile generale sunt compartimentul legat de rezultatele primite în rezultatul studiului în Brazilia. Îmi pare rău că de multe ori spun îmi pare rău, dar e ca și spun într-adevăr că nu îmi pare rău, că într-adevăr sunt articole, sunt rezumate, sunt rezultate și dacă ar fi fost o leacă mai fidelată teza, ar fi fost în genere mai frumoasă. Dar sper că toate avizele care au fost primite sunt pozitive, sper că toate negligențele este așa, nu strică impresia așa de tare, deoarece sunt rezultate. Și asta e important, sinteza cu concesiu, funcțiile forte, sintezele, cercetările în soluție, studiul proprietăților și publicațiile. Cred că 4 puncte sunt prea de ajuns ca să fie astăzi asortate, să se voteze pentru acordarea titlului de doctor. Mulțumesc mult! Da, mulțumim mult, așteptat, domnule. Mulțumim mult, doamna Paulina Bouroș. Poftim, doamna Paconescu. Aveți cuvântul pentru a răspunde la obiectele? Vă mulțumesc, doamna doctor Paulina Bouroș. Eu o să prinesc în considerație obiecțiile dumneavoastră. Clar, lucru că la moment deja nu pot să schimbe nimic, dar sperăm că în următoarele mele lucrări o să fiu mult mai atentă și mult mai explicativă, mai bine decât la viață. Da, vă mulțumim mult. Deci, în continuare, cuvântul se oferă domnului doctor în științe chimice, profesor universitar, Ropceanu Eduard, Universitatea Pedagogică de Stat, Ion Creangă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Permisiunea mea să voi unit un fragment, inclusiv cel introductiv, pentru economisie din timp și voi încerca să mă acces pe unii momente care îmi spar așa mai relevante. Desigur că subiectul
cercetării, prezentul direcției de studii actual, o direcție care este importantă, necesară și în dezvoltare. De aceea prezint un interes deosebit și vreau să menționez doar că teza de doctor, sinteza dirijată scopetele teologice în concursul complexului Q2, reprezentând în zonă diazol și 4 de formă linotiuse din carbazone, elaborată de doamna Anastasia Paconuții, se încadrează într-un domeniu destul de interesant, dezvoltă arsenalul de substanțe cu proprietăți utile în domeniu și, desigur că lucrarea are o structură care corespunde cerințelor în acest primul ofițiu de doctor în științe, fiind expusă pe 112 pagini de text de bază și constă din adnotările limbi română, engleză și rusă, lista tapelelor, figurilor și atelierilor, introducere și 4 capitole. N-am să dau citit capitolelor, adică titlul capitolului. Teza conține 19 tabele, 89 figuri și 31 de anexe. Lista bibliografică este constituită de 201 surse. Deci, în lucrare sunt... deci, este descris procesul și teza noilor compuși de condensare, 19 la număr, în baza cărora au fost asamblați compuși coordinativi 18, deci compuși au fost, deci compuși și sintetizați au fost analizați în baza de domeniul contemporan, care e analiza alimentară, spectroscopie infraroșu, ultraviolet, rezonanță magnetică nucleară, fracții cu razii, etc. Deci, portul metodologic al lucrării constă în utilizarea unor metode care denotă faptul că competitorul deci, a stabilit bine sinteza de dezvoltare a cercetării și a utilizat rațional metodele experimentale și metodele de cercetare. Deci, au fost realizate testări pentru tratarea cancerului hepatic, HEP-G2, leucemia umană, mieloidă, HL60, cancerul de prostată, LMK, cancerul mamar, MCF7, cancerul cervical, HELA. Activitatea microbiană a fost, testată la specii de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Shigella, Sonei, Salmonella, Agoni, etc. Deci, vreau să spun că compușii obținuți au o serie dintre compușii obținuți demonstrează proprietatea de a inhiba activitatea unor microorganisme și, sigur că, în baza analizei realizate, consider că pieza, după rezultatele investigațiilor efectuate, deci în elaborarea și implementarea strategiilor de sinteză a compușilor coordinativi, analiza complexă a noilor produși corespunde unui studiu original și complex. Teza de doctor este elaborată în conformitate cu cerințele regulamentelor în domeniu. Textul tezei este redactat într-un limbaj de specialitate relativ corect, unii excepții, sigur, care mă voi referi și la unele obiecții, ideile fiind exprimate clar și coerent. Dovezile textuale sunt completate cu 19 tabele, 89 figuri și anexe, 31 la număr, care conțin informații valoroase și permit sistematizarea datelor și generalizarea viziunilor asupra studiilor realizate. Deci, în teză sunt efectuate conform acordurilor unele referințe la surse, sigur că luăm în considerație și ceea ce a spus doamna Pouroș, că sunt unele afaceri. Contribuția personală a autoarei în realizarea tezei este semnificativă, este importantă, majoritatea, deci, cu excepția unor analize, deci metode fizice, îi aparține autoarei. Lucrarea nu conține elemente care ar provoca suspiciuni de fraudă. Publicarea în ediții științifice și publicarea la conferințe constă în, deci, în arsenal de 4 articole științifice, 19 urmate la conferințe, 5 lucrări fără co-autori și 9 privete din invenții. În textul tezei se întâlnesc totuși unele neconcordanțe, mici greșeli ortografice, gramaticale și mecanice. Deci și vin cu unele sugestii și observări care ar fi utile pentru îmbunătățirea calității lucrării. Unul de înlocuit și nu mă opresc, dar la pagina 4, capitolul 2,
capitolul 3, pagina 7, deci pagina 26, pagina 74, sunt date concrete noțiunile. Dilucidat, 2. Dilucidat noțiunile dintre noțiuni, așa. 3. E formulat clar unele expresii și dau concret pagina 5, capitolul 4, sub capitolul 4, 1 și concret expresia. De corectat unele cuvinte. Și 5. Raportul dintre dimensiunea caracterilor din text și figuri nu este respectat. De exemplu, și este o serie de figuri și pagine la care evident nu este proporția respectată între caracterul din text și din figurile la care se face referință. Aceste sugestii nu diminuează însă valoarea științifică și aplicativă a lucrării și nu afectează conținutul logic al ei. Teza elaborată de doamna Anastasia Pahovnițca, sinteză dirijată și competențele biologice din complexul de cuplu cu 2, hidrazinul piezodiazol și 4 morfolinul plus hidrazonul, program de doctorat 141.02 chimic ordinativ prezintă un volum important de material cu noutate științifică, iar autorul tezii, doamna Anastasia Pahovnițca, merită conferirea titlului științific doctor în științe chimice la specialitatea 141.02 chimic ordinativ. Vă mulțumim foarte mult, domn profesor Universitar. Deci, poftim, doamna Pahovnițca, aveți cuvântul de a răspunde la obiectele referentului. Vă mulțumesc mult pentru că ați acordat timpul pentru citirea lucrării mele și prinesc observații care au fost făcute și sper că în continuare o să fac, dacă o să fac altă lucrare, o să fie mult mai bun. Da, sper. Domnul Corocean, sunteți satisfăcut? Da. Doamna Băuroș, nu aveți obiecții? Da, vă mulțumim foarte mult. Deci acum trecem la tema discuției asupra valorii științifice a tezei, la care pot participa toți doritorii, deci pretendentul trebuie să răspundă la întrebări. Vă rog frumos, din sală aveți cineva? Nu este nimeni, deci auditorul nu se expune, deci trecem la expunerea părerii asupra tezei, deci obiecte, valoarea științifică și aplicativă a tezei, la care pretendenta răspunde la direcțiile, la obiecțiile făcute, deci la membrii Consiliului Științific. Da, să începem, nu știu cu cine să începem. Domnul profesor universitar Macaev Fliur, doctor habilitat în științe chimice, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, Institutul de Chimie al Universității de Stat din Moldova. Poftim, domnul profesor. Mulțumesc, domnul ședinte. Am citit lucrarea tezei și a referatul și e plăcută pentru mine, dar dacă vorbim despre tehnică redactare, sigur, câteva выражение неудачно, скажем так, в румынском языке. Хотя тоже не носитель румынского языка, но в общем для меня это тоже было немножко как, резало глаз. Да? Так говорим, если объективе или черчитарили, сигур есть методи для синтеза, ше черчитарили, подтвердить слово, есть актуал на момент объекте или методе или для черчитарили, методе или для конфирмари, черчитарили структурили ше пропритец. Есть, сигур, наутатиши орджитар. Специфика, сигур, есть сигнификатива теоретика. Сигур, есть датели действия стабилитати, плохоты. Это умение, да. Платы импортанты, плата лучше. Валария аппликатива лукрерилок, десигур, мажоритате дателок, да,
engleză și argumentată. Clastră, desigur, este aplicativă. Foarte mult datele despre activitate biologică, dar aici eu am o singură întrebare. A văzut titlul diferență dintre activitate medică-biologică și biologică. De ce lucrarea voastră este medică-biologică? Ce înseamnă? Какая разница, почему именно на этом и сделали акцент? Я поняла. Просто деварище датели, которые сунт презентаты интезы, сунт может быть аппликаты для человека у индекса селективитета, чей есть рапорту între челулили санатуасы и челулили деканчера. Субстанция наша ucide mai mult celulele canceroase decât celulele sănătoase, ceea ce face deodată aplicație în medicină și face un utilă în practică medicinală. Da. Știți, este, dacă vorbim despre canceroase, da? Este cercetare pentru oameni, dar este nu не только для людей, но также для животных. Понимаете, да? И когда вот здесь вот медик может быть, ну, немножко, как, знаете, как резало, скажем, восприятие. Если бы было активитате биологика, да, фармацевтика, ну, шпиц. До фармацевтики еще далековато. Да, да, да. Медику мой прав? Ну. Asta opinia mea. Care fiind toate procesele biologice. Da, da, cred că dacă vorbim activitate... E bine. Biologică. Da, da, asta... Nu e tot important. Discuta. E discutabil. Discutabil, dar implementarea rezultatelor științifice. Sigur, este rezultatele și are potențialul pentru. Da, vă mulțumim mult, domnul membru corespondent, profesor Dor Macaev. Și deci, concluzie, este o concluzie la asta? Este corespunde? Da, la final, da. Concluzia mea, da, corespunde cerințelor de ANECEC pentru prezentarea dosarului pentru confirmare. Titlul de solicitare. Titlul de doctor. Da, titlul de doctor. Chimice la... specialitatea 141.02, chimia coordinativă. Da. Deci... Așa, vă vorbesc cu domnul profesor universitar. Începe din partea ce? El a spus că începe din partea ce, ca să vină mai repede. Deci, da. În continuare, cuvântul este oferit domnului Butanu Vasile, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Cer scuze, domnul profesor, că prima dată am făcut o greșeală, v-am numit conferențiar universitar. Cu vremea ca să vedeți că să reparați greșeala, trebuia să ridicați mai mult. Da, bine. Ați coborât? Da. Deci, eu pot să-l ridic, dar din păcate academie nu ridic. Eu am asistat la prezentarea multor teze în domeniu, în care a fost partea aplicativă a complexelor în formă de soluții, proprietăți biologice. Dar prima dată asist la o prezentare în care, în lucrare în care se studiază complexe în soluții. Asta e foarte important. Dar asta e important, необходимо, но недостаточные условия. Pentru că compușii care studiați la formarea lor în soluții, nu sunt aceiași care sunt în fază solidă. Ia că aveți dimeri aveți în soliți. În soluții n-am văzut să aveți dimeri. Dar poate aveți? În soluții... Prevalează un tip de o
o formă de coordonare metal-legnant. Am înțeles, formă monomerică. Da. Desigur că studiul cercetării între procesele rezoluției sunt complexe, mai complexe decât acele care sunt stabile, care nu se modifică în dependență de diferite condiții, cum ar fi cristalele. Ele sunt cristale și acolo, și acolo, și acolo. În soluții, o leacă e schimbat temperatura, o leacă e schimbat pașul, de acum e cu totul alt sistem. Deci, e foarte bine. Eu sper că lucrările viitoare care ar fi domnul Gulea, poate să studia și soluțiile de acum complexelor soluții. Ar fi foarte interesant. Pentru medicină, asta este important. Da, da. Pentru medicină, da. Pentru medicină, da. Dar poate și asta. Dacă vreți să facem cercetări cu soare sau... Nu. Lucrarea e bună, eu socot că merită. În primul rând ne-am ascultat-o pe Nastea Ioanice. Multe ori am ascultat. Lucrarea merită să fie apreciată ca bună și doctorantul merită, de-am numai este doctorant, solicitantul merită să fie titlul de gradul științific, de doctor în științe chimice. Da, vă mulțumim, domn profesor. Deci, la specialitatea 141.02, chimia coordonativă. Da, asta. Da, vă mulțumim, domnul profesor. Deci, vă rog, dacă se poate online, să domnul academician. Dragandea, vă expuneți asupra tezei. Legate de proprietăți biologice.
traducere cuvânt la vorba de la sală, dar poate pentru viitorii pretendenți, poate că o altă expresie, pentru că și recunosc și eu aici, mai folosesc, mi-au căzut cristale și toți sunt deci, și eu am observat neconformanțele la referințele bibliografice, dar per total, cred că lucrarea merită să fie recomandată pentru conferirea autoarei titlului de doctor în științe chimice. Da, vă mulțumim mult, doamna Drăgancea. Deci, copil, doamna Paconisia. Mulțumesc mult, doamna Drăgancea. O să iau în considerație obiecțiile care au fost făcute de dumneavoastră și în viitor o să încerc să utilizez o limbă română mai frumoasă și nu așa direct, motomot, cum se spune, tradusă din rusă în română. Mulțumesc mult. Da, vă mulțumim mult. Deci, în continuare, cuvântul se oferă domnului academician al Academiei de Științe, doctor habilitat în științe biologice, profesorul universitar, om emerit al Republicii Moldova, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al Universității Tehnice din Moldova, domnul academician Rudi Valeriu. Bună ziua, dragă speță! Problema cu țelul care stă la starea baza preparatul de medicamentoasă antimicrobiene, prezențierea nevăzătoare este actuală, nu astfel decât ca foarte actuală. Fără de față, prezintele date noi, date foarte interesante, este realizat un volum destul de mare de cercetări. Vreau să spun că titlul e lucrărilor științifice și a brevetelor corespunde în sufletul lucrării. Concluzii sunt formulate studiului reușit și sper că asta este numai prima etapă în asistiunea doamnei competitoare în viitor. Fără că o să poate defect când spune cerințelor actuale prezentate față de defect o conștiință, iar doamna merită acest titlu. Eu am să vădesc pentru succes. Da, vă mulțumim mult, domnul academician. Mulțumesc mult, domnul academician, pentru cuvintele bune. Da, vă mulțumim, doamna Paconinska. Deci, cuvântul se oferă doamnei Sârbu Angela, secretarul științific, doctor în științe chimice, conferențiar Universitatea de Stat din Moldova. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, teza de doctor prezentată de doamna Paholnițca Anastasia poate fi considerată o etapă științifică finalizată, logic structurată, cu analiză bună a rezultatelor obținute, care include un volum plin al cercetărilor efectuate. Volumul mare de material experimental efectuat completează și introduce substanțe noi în chimia coordinativă, cu evidențierea unor proprietăți specifice și studii în soluție. Teza de doctorat este perfectată în conformitate cu cerințele regulamentului de redactare a tezelor de doctorat. Rezultatele obținute, prezentate și analizate reflectă esența conținutului tezei în publicațiile științifice, dintre care 4 articole științifice internaționale și naționale, 16 rezumate la diferite conferințe naționale și internaționale și 2 brevete de invenție naționale. Deși sunt greșeli și unele lucrări în teză, aceasta nu diminuează calitatea lucrării. Conținutul și modul de prezentare a rezultatelor, concluziile și publicațiile științifice confirmă profesionalismul și maturitatea autoarei și autoarea merită acordarea titlului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 14102 chimie coordinativ. Da, vă mulțumim mult, poftim, doamnă. Mulțumesc mult, doamna Sârbu, pentru cuvintele partea dumneavoastră și obiecțiile care aveți, o să iau în considerație. Da, mulțumim, dintre aveți rândul meu. Deci eu am citit lucrarea foarte atent, de la început până la sfârșit,
Deci, în general, lucrarea mi-a plăcut. Plăcut bine. Deci, da, deci tot s-au menționat aici, este influența limbii lasă de dorit. Deci, folosiți foarte mult cuvântul arată, 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 toate datele arată. Deci, mai demonstrează, mai concluzionează, să scot concluzii, deci, deci am și unele obiecții, deci nu corespunde, deci în text, dumneavoastră scrieți referința lui Gărbălău, revie în context, dar în referință e Gărbălău Jovmir. Deci trebuie concordat lucrurile astea, că deci cine ia și citește să uite acolo, că nu e ceea ce e scris acolo. Mai sunt câteva referințe, deci unde este referința 107, pe urmă la o referință lipsește denumirea articolului, deci cred că este nu se mai fac acum, celelalte. Așa, deci celelalte întrebări care mai sunt la mine. Deci, capitolul literatură este făcut foarte bine, partea experimentală e dat bine. Deci, o obiecție deci, la partea experimentală, deci numai la o parte din legans le-a determinat punctul de topire. Ar fi trebuit la toți. Eu vă înțeleg că aveți mulți, erau tocmai 19 legans, deci țin la toți. Spectrele remene sunt făcute la toți, corespunde în ceea ce este. Deci, întrebarea mea, deci, nu s-a mai făcut analiza CH și S. Deci, numai azotul faceți. Metalul, deci asta e în partea aici. Deci, capitolul 3, deci, sunt testările biologice, foarte bine făcut, foarte bine făcut în toate celelalte. Deci, reflectați acest capitol în concluzie, aproape toate concluziile sunt la capitolul 3. Deci, dar partea care ați făcut-o dumneavoastră, studiu în soluții, deci unde ați obținut și ați demonstrat, aveți complex 1 la 1, aveți complex 1 la 2, deci, ar fi trebuit din capitolul 4, care a făcut studiul în soluție, aveți mai o singură concluzie. Celelalte concluzii vin din capitolul 3. Deci nu le aveți. Deci ar fi părerea mea că deci partea chimică care a făcut-o cel mai bine, nu ați expus-o cum trebuie. Deci dar astea sunt amuzante. Deci după numărul de publicații, deci aveți articole, 4 articole, 19 teze la cuvinte, brevete, 2 brevete, aveți 3 medalii de aur. Și cred că nivelul la care s-a ajuns acum vă corespunde ca să fie, vă atribuim titlul de doctor în științe chimice la specialitatea 14102, chimia coordinativă. Stai tot. Mulțumesc mult, domnul președinte. Eu o să iau în considerație obiecțiile care ați făcut dumneavoastră și acum, la moment, deja nu se poate de corectat. Eu știu de chestiunea asta, deci lucrul ăsta eu l-am mai menționat și la președintele ședințe care au fost. Că, deci la noi este printr-o așa, lucrarea o tipărim și gata, e tipărit. Da. Deci nu se iau în considerație obiecțiile referențelor, nu se iau în ce. Deci în practica internațională, adică deci în ce și Germania, Franța, nu este acolo, lucrarea nu se tipărește. Deci ea se dă la referență, la membrii Consiliului Științific, se dă deci, în varianta electronică sau o variantă care nu este finală. Deci după ce toți referenții, membrii Consiliului Științific și-au expus părerile, deci asta mai departe merge de datoria președintelui Consiliului Științific, se iei în considerare toate ce ia pretendentul la titlu, timp de o lună de zile, îndreaptă toate greșelile care sunt acolo și deci după aceea o copertează și după aceea poți să o duci și la bibliotecă acolo și la NACE cu unii esice. La noi, deci, nu se permite nici eratum să spui la urmă, că deci trebuie să faci o schimbare acolo ceva. Ceea ce, la părerea mea, este un minus la adresa NACE-ului. Deci, NACE-ul face regulile astea și deci, nu sunteți nici dumneavoastră vinovată, nici noi, nici toți ceilalți membri. Deci, asta e adresa NACE-ului. Deci, se fac în așa mod că după aceea lucrarea câștigă în plus. Deci când vine cineva și ia și citește lucrarea de la bibliotecă sau de undeva, deci vede o lucrare care s-au luat în considerație, obiecțiile la aceea. Că deci specialiști sunt în toate domeniile, și în chimie organică, și sunt la
biologie, deci testările, și la chimia cristalografică. Deci fiecare are. Deci fiecare se strădui între cei ca să îmbunătățim lucrarea, să fie cât mai bine și mai performantă. Deci la noi, din păcate, ANACEC-ul nu prevede așa ceva, așa că noastră nu aveți nicio vină în cazul ăsta. La ANACEC avem mai multe preferințe noi. Da, dar într-adevăr aveți dreptate, pentru că o lucrare care sunt în față, sunt în mare, deci ea este, are un draft oricare, da, și în timp de jumătate de an se face și se publică, deci pe catedră și vine în toate bibliotecile. Acum varianta corectă. Dar noi până când mergem pe un model vechi care l-am avut în Uniunea Sovietică și nu s-a schimbat. Da, bine, vă mulțumim mult așadată. Deci, în corespundere cu regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferirea titlurilor științifice, doamna secretar științific, doamna conferențiară magistar Angela Sârbu, vă dați citire proiectului de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific. Solicitat. Poftim, doamnă. Mulțumesc. Hotărârea Consiliului Științific Specializat de 141.02.23.124 din cadrul Universității de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe chimice a doamnei Pakulnitska Anastasia, cu tema Sinteza dirijată și proprietățile biologice ale complexelor de cupru 2 cu 2-hidrazinobenzotiazol și 4-morfolinotiosemicarbazone, la specialitatea 141.02 chimie coordinativă. Permiteți-mi să nu dau citire noutății și originalității rezultatelor obținute, că au fost spuse pe parcursul susținerii tezei. Dar voi da citire deciziei Consiliului Științific Specializat de 141.02.23.124. Teza de doctor cu titlul Sinteza dirijată și proprietățile biologice ale complexelor de cupru 2 cu 2-hidrazinobenzotiazol și 4-morfolinotiosemicarbazone, elaborată de către doamna Pakulnitska Anastasia, prin actualitatea temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute și prin argumentarea rezultatelor, corespunde cerințelor înaintate față de o teză de doctor, și doamna Pakulnitska Anastasia merită să îi se confere gradul științific de doctor în științe chimice, specialitatea 141.02, chimie coordinativă. 2. A solicita Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de 141.02.23.124. Pentru a conferi doamnei Pakulnitska Anastasia gradul științific de doctor în științe chimice, specialitatea 141.02, chimie coordinativă și a elibera diploma respectivă. Da, vă mulțumim mult, doamnă secretar științific. Deci, întrebări sunt, membrii Consiliului Științific nu aveți adăugări? Nu sunt. Deci, mulțumim. În corespundere cu regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferirea titlurilor științifice, membrii Consiliului Științific trebuie să se retragă pentru votarea nominală, precum și asupra propunerii de acordare a titlului științific de doctor pretendentului. Deci, în prezența membrilor Consiliului și a referentelor oficiale, aduc la cunoștință publică lui prezenta deciziei Consiliului privind rezultatele votării. Deci, procesul verbal. Prim. Rezultatul votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 141.02.23.124 Universitatea de Stat din Moldova, 12 aprilie 2024. În vederea conferirii titlului de doctor în științe chimice, doamnei Pakulnitska Anastasia, în baza susținerii publice a tezii de doctor în științe chimice cu titlul Sinteza dirijată și proprietățile biologice ale compuștilor de cupru 2 cu 2-hidrazonbenzotiazol și 4-morfolintiosemicarbazoane la specialitatea 141.02 chimie coordinativă, au fost prezenți la vot 6 membri ai Consiliului Științific Specializat.
S-a votat pro 6 membri ai Consiliului Științei Excepționale, contra 0. Deci, asta e. Deci, decizia, deci, mai faci să mai citim încă o dată? Nu are rost. Da, deci, a solicitat Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat D141-02-23 de a conferi doamnei Paholnitska Anastasia gradul științific de doctor în științe chimice, specialitatea 141-02, chimie coordinative și a elibera diploma respectivă. Deci, permiteți-mi acum din partea Consiliului Științific Specializat de susținere Republica Tezei de doctor. Ne adresăm doamnei Paholnitska, felicitări cu susținerea reușită a tezei, vă dorim succes în continuare, felicitări și conducătorului științific al tezei. Felicitări, de asemenea. Da. În final, ofer cuvânt doamnei competitoare Paholnitska Anastasia, poftim. Doamna Paholnitska, aveți cuvântul. Stimate domnul președinte, onorată asistență, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru timp acordat pentru studiere și, și aprecierii tezei mele. Vă mulțumesc pentru opinii. Vreau să mulțumesc foarte mult conducătorului științific, domnul academician Gulea, care pe parcursul tot acestor ani a fost alături și acorda ajutorul, eu spunea susține, susține, trebuie, trebuie. Și până la urmă o am reușit și el este ca doilea părintele, pentru că toate problemele, toate necesitățile care are nevoie doctorandul, mereu el este receptiv, ajută și este alături de studenții. Mulțumesc mult! Da, vă mulțumim și noi. Deci, ședința Consiliului Științific de Susținere Republica Tezei de doctor a luat sfârșit. Vă mulțumesc mult pentru participare.